Bună seara, stimați telespectatori! În această seară avem invitat la noi în platou, în direct, pe renumitul jurnalist de la ziarul Adevărul, Valentin Trufașu. Bună seara, Valentin! Bună seara ție și invitaților tăi! Dar înainte de toate să-i urăm la mulți ani lui piticul lui Adrian. La mulți ani, colegului tău! Și tot ce își dorește să îi se îndeplinească. Da. La mulți ani, Adrian, la mulți ani și vouă, la mulți ani tuturor. Este o zi frumoasă. Emisiunea, cum se spune, nu? Emisiunea școlară, da, așa spune. Misiunea școlară, bine, noi așa îi spunem, știi? Emisiunea școlară. Adică misiunea școlară, indiferent cum au terminat, bine, au terminat, nu? Un nou... Să convins că toți au terminat cu bine. Da. Ce se mai întâmplă la noi la Galați? Am văzut ultimile știri, felicitări celor de la serviciu DICOT, felicitări domnului au de lucru, nu? Procuror Cărare, felicitări domnului procuror Păcurariu Bogdan, felicitări tuturor și anchetatorilor pentru marea captură, da? Care a avut loc în dimineața aceasta. Devine o obișnuință, se pare... Nu e, adică felicitări celor... Nu este o obișnuință. Nu, felicitări celor de la DICOT că-i prind, dar vreau să spun că nu e în regulă ce se întâmplă, în sensul că sunt foarte multe capturi de cannabis, de, iată, astăzi, de cocaină. Da. Ei, eu merg, ce spun? Băi, în general așa merg șmecherii ăștia. Merg o perioadă crezând că... Le aduc din alte țări, da. s-au specializat sau puțin. Sau nu se gândesc, știi cum în e. Sensul că le aduc prin curierat și apoi le comercializează, le distribuie aici, dar iată că nu le merge. Bine și că... știi cum este? Ce nu-i al tău, nu-ți pasă. Ceva de genul ăsta. Mai merg unii pe primisă, dar fericitări DICOT, da? Galați. Mie îmi place, ceea timp ce cât s-a întâmplat, mă bucur că i-au prins, felicitări și domnului Dănuț Lefter, că este șef la... DICOT, la serviciu, da. Da, serviciu și mă bucur și tuturor procurorilor, chiar și domnului Sorin Leau, tuturor, da? Am observat, știi cumva, li s-a emis mandat? Deocamdată sunt în cercetare, dar cu siguranță vor fi propuși la arestare preventivă, la ce li s-a reținut, ținând cont că e vorba de trafic, una dintre acuzații, trafic de droguri de mare risc. Deci cocaină, pe lângă cannabis. Cocaină, vă dați seama, a apărut și la noi cocaină. Aveți grijă, dragi părinți, dragi copii, dragi tineri. Mai ales adolescenții care sunt la o vârstă la care simte așa, simt nevoia de senzații tari, să nu se aventureze în chestii de genul ăsta, pentru că își riscă sănătatea și chiar viața. Da, și părinții să aibă mai multă grijă de copiii lor în această perioadă de adolescență, pentru că adolescența este o perioadă frumoasă, dar și periculoasă. Și periculoasă, dar cu multe tentații, cărora da, ei noi trebuie părinții să ar trebui să înțelegem copiii, să le oferim cât mai multă afecțiune și dragoste, pentru că sunt ai noștri. Dar și informații. Și informații. Da, întotdeauna am spus că un părinte dur nu duce la nimic bun. Dragostea, tu ești și un bărbat și un om spiritual și asta m-a admirat întotdeauna și felicitări pentru starea mulțumesc. Ta. Da, ești catalogat și tu știi foarte bine în lumea noastră a justiției, a jurnaliștilor, a oamenilor de televiziune, dar și în lumea oamenilor spirituali, tu ești un om catalogat ca un om corect și echilibrat, dar și cu o anumită vibrație. Le mulțumesc celor care gândesc așa. Și faptul că tu întotdeauna ne aduci informații, toate informațiile le aduci în prim plan, da? Și de actualitate. În special cele de eveniment trebuie date foarte repede, pentru că altfel se perimează. Adică... Da, și îmi place că ești un om în echilibru și în iubire. Și îmi place că întotdeauna ai fost corect, da? Și felicitări tuturor gălățenilor și chiar și conducerii noastre a gălățenilor, chiar și domnului primar pentru ceea ce s-a întâmplat, da? Pentru că au făcut curățenia în sfârșit, da? Pentru țânțari. Adică nu mai, să mai încetăm cu chestiile astea de a critica. Când e cazul, trebuie să o facem. Da, când e cazul, o facem. Dar totuși... Spre exemplu, dacă tot ai amintit cu țânțari, încă mai persistă problema și trebuie să mai dea câteva zile bune, în așa fel încât problema să dispară. Da, pentru că și el este un om. Știi cum este? Tocmai din cauza asta vorbesc cu tine, pentru că tu ești la alt nivel față de ceilalți jurnaliști. Tu ești un om spiritual. Criticând tot timpul un om, da? Și aducându-i reproșuri,
îl și ataci energetic, da? Hai să-l binecuvântăm, este un om tânăr, este un om care încearcă și el să facă cât se poate, cel puțin când era el ADP, sincer, toate felicitările mele, era o curățenie în oraș. Dacă eu vă regret faptul că atunci, domnule primar, da? Eu nu spun chiar, când erați dumneavoastră la conducere, era o curățenie la noi în centru Mazepa și în tot Galațiu. Acum este o mare mizerie, da? Sincer. Nu știu, chiar uite, am stat în ignoranță, nici nu știu cine e la ADP Galați sau cine se ocupă de gospodării. Și mie îmi scapă numele acum. Așa, că e tânăr, că e bătrân, oricum să-i fie rușine, pentru că nu face deloc curățenie, nu se ocupă. Asta e o critică constructivă. Da. E o critică constructivă pentru că este inadmisibil. Au venit căldurile, da? Sunt 31-32 de grade. Fute, domnule șef de la serviciul gospodării urbane, da, miroase. Nu vreau, că mie nu-mi place să reproșești, tu știi foarte bine. Dar la capitolul curățenie, totdeauna... Da, e loc și de mai bine, cu siguranță, dar au început și tot soiul de construcții și ar fi bine să le finalizeze. Mă refer la centrul orașului. O să le finalizeze acum, nici nu putem să grăbim lucrurile. Nu e vorba de asta. Dar eu mă refer la curățenie, a face curat, da? Eu mă refer la alt aspect. Oamenii... Da, știu. Spre exemplu, da, e ok, ai început o lucrare, e bine să o duci și la final, respectând termenul, da? Lucrării în cauză și să o faci bine, în special dacă tot ai contractat lucrarea respectivă, ținând cont că e pe bani publici. Dar în egală măsură, spre exemplu, am micile da, mele chestii. Yes. Și eu mă plimb seara prin oraș și pornesc pe faleza superioară și mă întorc pe la bănci și o bretea, o mică bretea de câțiva metri, probabil sunt 10-15 metri între zona de la Putcoava de Aur pe care au asfaltat-o și cea către care pornește spre Spicul, în care a rămas așa, parcă a nimănui, pur și simplu cu niște piatră. Și lumea oculește, pur și simplu. Sunt nevoiți să oculească pentru că își termină încălțările. Adică dacă ei prin zona respectivă, adică, ok, ai terminat zona de la Potcoava de Aur, să finalizeze și aceea. Adică e ca și cum ai lăsa un lucru neterminat. Da, ca și cum exact. Ai face o chestie și te zgârie, pur și simplu. Adică, bravo. Plus că îți termini și încălțările. Bine, sunt vinovați că nu se ocupă și nu sunt sancționați cei care... Nu știu, sancționați, dar în orice caz, sancționați să o facă dacă e cazul. Pentru că trenează de ceva timp acea lucrare, dar în orice caz să termine. Adică să finalizeze, să asfalteze și acea zonă, în așa fel încât să arate ca un oraș civilizat. Pentru că altfel închipuiesc cum ar arăta un oraș pe anumite zone să fie cât se poate de în regulă asfaltat frumos, iar pe anumite bucățele să fie zone ca mai rău ca la țară. Adică când plouă sau să pună piatră din asta de macadam sau... Adică să arate pur și simplu nefinalizat. Nu e în regulă. Și da. Eu zic că... ar trebui, fac și eu ca tine, să fie o critică constructivă, dar totuși cred că lucrurile astea trebuie spuse în așa fel încât să se și facă, pentru că e și inestetic pentru ochi, dar repet, și pentru oamenii care trec prin zona respectivă sau cei care se plimbă, cum e cazul meu, nu e în regulă. Da, cred că și cei de la autoritatea în construcție ar trebui să se mai miște din birourile lor și ar trebui să mai lase anumite chestii și chiar să verifice că pur și simplu, păcat. Galațiu a fost unul dintre cele mai frumoase orașe. Deși este. Da, este un oraș foarte frumos, păcat. Păcat, avem Dunărea. Galațiu poate fi cel mai frumos oraș turistic, după Constanța, Brașov, da? Faptul că avem o faleză extraordinară și mai mult, avem un avantaj. Galațiu, ca oameni, noi avem oameni foarte frumoși, da? Ca fizionomie. Mă refer. Și sufletește. Bine, și sufletește, să nu uităm. Avem oameni cu o fizionomie, atât femei cât și bărbați, cu fizionomie frumoasă. Sociologii ar putea să ne confirme lucrul ăsta, pentru că statistic vorbind, ar trebui, fiind așezare la mare, la Dunărea, știi, etnii, sau mai din combinația asta ar trebui să iasă oameni frumoși. Au ieșit oameni frumoși și... De ce să nu fie și orașul frumos? Pentru că avem atâtea construcții frumoase, avem atâtea, cum să spun eu, chiar și cluburi, nu mă refer de distracții, da? Grădina publică, grădina botanică, avem foarte multe zone istorice. Avem niște aleși. Ei trebuie să-și facă treaba, pentru asta au fost aleși, pentru asta sunt plătiți din bani publici și nu sunt puțini, mă refer la cei care sunt în conducere, dar cei care coordonează. Da.
Și atunci, da, să se pună pe treabă. Cei care nu-și fac treaba avem mai grădina, jos... Avem grădina botanică, este fascinantă. Chiar mi-au venit câțiva colegi din zona Ardealului, că au avut o sare în Galați. I-am și cazat în zona noastră și chiar s-au bucurat și au spus, wow, ce frumos! Vai, s-au bucurat, ce femei frumoase sunt! Au spus, doamne, ce la voi? Atâtea frumusețe și femei avocate și magistrate, cochete, da? Și le-a plăcut foarte tare la grădina botanică, le-a plăcut foarte mult faleza, să știi. Anumite restaurante din zona... În care pot fi vizitate, sunt foarte atractive turistic. Da, gârboarele. Și sunt multe altele care, da, nu sunt exploatate suficient. Iată, unul dintre ele chiar gârboarele. Ar trebui o tabără faină, superbă. Respectarea mediului întotdeauna. Da, le-a plăcut foarte mult catedrala noastră, așa cum se vede seara, pentru că ne-am plimbat și seara. Chiar le-a plăcut, a spus, foarte frumos. Este iluminată frumos, da, într-adevăr. Da, foarte. Felicitări, preasfințitul, din punctul ăsta de vedere, nu știu dacă nu mi-a zis asta, dar este superb în zona aia, e o stare foarte bună și le-a plăcut că tot din am făcut poze în zona aia. Chiar am și spus, în seara asta o să visez mai pozele, am spus la colegii mei. Așa, deci avem un oraș fascinant. Am fi vrut să mergem și la piramida Marelui Maestru Stelea în Chivu, dar era prea târziu. Altă dată. Sigur că da, pentru că sunt curioși și au auzit de această piramidă care este unică în România și cred că și unică în Europa. Da, e păcat să nu profităm de aceste minunății, că sunt minuni ale Galațiului. Dacă puteți, faceți-o. Sigur că da. Ia spune-mi, ce s-a întâmplat, chiar nici nu știu cum să gândesc așa, la modul corect. Pentru că întotdeauna am spus, a fi avocat este o profesie nobilă, echilibrată și indiferent ce ar face, noi trebuie să gândim în sens constructiv. Dar a fi magistrat, cred că este cea mai grea povară a conștiinței. Nu neapărat, dacă ești un om echilibrat. A conștiinței. Și cu conștiință. Cu conștiință, da. Atunci lucrurile sunt chiar ușoare. Îți dai seama. Soluția. Cum ți se pare? Te referi la acel incident. Elev de la... Da. Bine, ea a fost contestată și rămâne de văzut ce soluție va da instanța superioară, dar într-adevăr, dacă e să ne referim la tribunal, e destul de surprinzător, ținând cont că cei doi au omorât un om în bătaie și nu l-au omorât oricum, adică l-au zdrobit pur și simplu cu bătele și apoi l-au înjunghiat în zona pieptului. E o faptă șocantă, aș spune. Da, dacă... Da, eu... Mai ales că ei sunt elevi la seminar, da? O să spun doar o dată chestia asta, că sunt elevi la seminarul teologic, nu cred că e cazul să facem, nu știu ce, tantam din asta, pentru că nu toți elevii de acolo sunt așa. Nu, din contra, acolo sunt numai oameni constructivi. Ceea ce îi șochează e faptul că, da, fiind elevi la o astfel de instituție de învățământ, au putut să se dedea la astfel, la acest gen de fapte. De altfel există și firmarea pe care... Pentru că eu știu că sunt foarte profesori teologi, preoți foarte buni și foarte corecți și duri, nu, așa. Cred că asta... Da, asta ar fi contează trebuit, foarte mult și școala. Ar fi trebuit să, nu știu, să încline balanța. La acel moment al incidentului, din păcate, ei s-au lăsat pradă unei furii spontane, pe fondul căreia au acționat așa. Adică, pur și simplu, s-au lăsat pradă emoțiilor de moment, unui impuls de moment al unei furii din astea extrem de puternice și au reacționat așa și iată ce s-a întâmplat. Da, știți de ce cred că se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că n-am să uit de un incident și nu dau nume. Cred că la noi violența este catalogată din partea magistraților, da? Puțin așa, în ignoranță. Atunci când vine vorba de ordine de protecții și restricții, stau în pasivitate. Eu n-am să uit când o colegă de-a noastră, fost avocat, acum magistrat, într-un ordin de protecție, în condițiile în care tu auzi, da, și mai e și femeie, cuvintele dure, agresive, limbaj suburban, da, asupra victimei, tu ai tupeul, da, ca magistrat, felicitări dacă ai conștiința așa curată, dragă magistrat, nu toți magistrații sunt așa. Eu întotdeauna am pledat așa, la evaziuni, înșelăciune, abuz, în serviciu, neserviciu. Domnule, judecă lăsare de libertate, confiscă-i, e altă procedură. Dar în momentul în care la violență și la viol și la agresivitate pledez puțin pentru reținere, da, așa mi-e creșterea. Eu sunt de acord, cu violență și cele sexuală. Exact. Tu mă
bucur că Tribunalul Galați, două magistrate, și întotdeauna am spus că femeile inteligente se susțin una pe alta, au dat un ordin de protecție și restricție pe o anumită perioadă, deci au întors acea hotărâre. De asta spun, sunt și magistrați care stau în ignoranță la violență și în pasivitate. Nu, sau tratează lucrurile foarte superficial. Dar sau... avem magistrați buni. În Galați are femei foarte deștepte. Am spus că numai unii sunt, da, așa. Și bărbații. Restul sunt într-adevăr magistrați. Ce se întâmplă? Trebuie făcute niște precizări aici, niște clarificări. Până la urmă, dincolo de experiența, de expertiza profesională pe care o are un magistrat, el vine și când judecă, judecă de multe ori și prin experiența de viață personală. Eu am vorbit cu judecători, evident nu o să dau nume, și chiar m-a șocat chestia asta. Nu, nu cred că toți. În care am vorbit cu judecători, da? Și am spus că sunt câțiva, nu toți, da, evident, nu generalizăm, uh-huh, dar vreau să spun apropo de ce spui tu, de acest judecător care a dat o un verdict. O doamnă, culmea, a fost și avocat, adică da, da, are și experiența. Când da, totdeauna spun, când, și ca la americani, când ești femeie avocat sau când bărbat avocat, stai de aproape cu clientul, îl simți mai bine când te minte și e foarte grav, când vezi că te minte și îți spune o altă poveste și simți mai bine, știi, ca un e de la zero până ajungi magistrat. Și a rămas surprinsă să văd că aude, a ascultat caseta respectivă, da? Probabil că l-a văzut împopoțonat cu costum și aranjat pe acel individ, i s-a părut seducător. De asta spun că de asta, urât, trebuie să pleci, deci un magistrat câteodată are o misiune destul de complicată, dificilă, pentru că trebuie să citească dincolo de aparențe. De altfel, întotdeauna el trebuie să facă lucrul ăsta. Valentin, și anume, cum e cazul acestui individ de care vorbești tu, care poate să vină ferchezuit, îmbrăcat elegant, frumos, chiar poate vorbi frumos în instanță, da? Politicos. Însă, dar stau și mă întreb, însă judecătorul trebuie să analizeze probele, Valentin, dincolo de aparența pe care el o aduce în instanță, da? Și anume, dacă vede că individul respectiv, dacă are o înregistrare audio, păi asta zic și eu, dacă tu în acest moment faci ca o simulație, a amenințat, mă scuz că te întrerup, dacă tu faci ca o simulație, tu mă vezi acum pe mine, ai o părere foarte bună, bine, noi suntem și prieteni foarte buni, stimați telespectatori, în afară că suntem colegi de presă, televiziune, da? Pentru că tu ai fost și redactor șef la televiziune și ești unul dintre cei mai catalogați și cotați buni jurnaliști chiar din țară și pe justiție. Noi ne și știm din viața de zi cu zi, da? Dar facem ca o simulație. Tu mă vezi pe mine așa ca un om respectos, îmbrăcat, meticuloasă, dar în momentul în care m-ai privi acum și ai auzit o casetă vorbind într-un limbaj agresiv, într-un limbaj de amenințare, într-un limbaj în care spun și că voi produce anumite evenimente și efecte asupra unei persoane. Exact. Tu da, poți să mă mai vezi, nu poți să vezi realitatea? Judecătorul adică trebuie să treacă fără, departe de mine... Chiar nu mai sunt bărbați, ideea, n-au mai văzut bărbați frumoși? Departe de mine ideea de a da lecții magistrați. Nu, nici vorbă. Sunt doar simple fapte, constatări pe care le fac și anume faptul că magistrații câteodată nu au experiența de viață necesară. Ei au ceva experiență juridică, dar nu au experiență de viață. În ce sens? Puși în fața unor astfel de situații, da, ei dau mai mult credit aparențelor, da, cum arată o persoană, în detrimentul probelor pe care le au, înregistrări audio, martori care vin în scrisuri și așa mai departe. Dar când prin ești urmare, femeie, când ești femeie și tu nu înțelegi o altă femeie, înseamnă că ai o problemă de frustrare. Nu neapărat. Dar, repet, în momentul în care ai niște dovezi la dosar și nu le dai greutate, atunci ai o problemă. Dar sunt și femei de genul ăsta, eu n-am să uit într-un... Și repet, asta este problema, că nu au expertiză, nu au experiență de viață și revin și închei cu exemplul ăsta pe care vreau să ți-l dau și anume un magistrat care a dat un număr foarte mare de ani ca pedeapsă, deci l-a condamnat la o pedeapsă foarte mare pe un hoț, pentru că el avusese o experiență în familie cu un individ care la fel îi furase, nu știu ce, găini sau așa, unei rude. Păi ok, dar stai un pic, tu ca judecător trebuie să fii imparțial, nu subiectiv când intri într-un dosar. Felicitări, îmi scrie doamna avocat Radu Aluna. Îi mulțumesc. Când mi-a scris MS. În momentul în care intri într-un dosar, ce faci? Tu devii subiectiv, păi nu ești plătit, nu ești pregătit, da, atâția și atâția ani.
și în INM și apoi ulterior, da, practica în instanță, în ideea să fie imparțial. Deci el pornea de la acel caz al lui particular și săracul îl condamnase pe hoțul ăsta că mai avea un pic și făcea infarct, de, pornind de la, de la experiența lui personală. Revenind la cazul, la exemplu pe care îl dădeai tu cu acea doamnă magistrată, e regretabil. Adică... Da, de obicei avocații care au devenit magistrați au o problemă. Ei, nu toți, nu toți. Nu generalizăm. Păi nu generalizăm, dar majoritatea, 70%, eu o spun adică așa. Nu generalizăm, dar 70% din colegii noștri, păi care când erau, uitați cum erau când erau avocați, da. Hai să spun un lucru. Comentăm. Mergem mai departe. Să știi că aceste cazuri de violență în familie pot degenera în niște chestii extrem de grave, ce pot culmina cu uciderea femeilor. Sunt atâtea cazuri. Din fericire, la noi la Galaun s-au întâmplat prin București cazuri de indivizi care au venit cu pistolul sau înarmați cu cuțite, deci cu arme albe, și-au urmărit fostele soții sau partenerele de viață, nu mai știu neapărat și nici nu contează în ce relații mai erau cu ele, la serviciu sau pe stradă și le-au omorât. Uite, s-a întâmplat un caz de genul ăsta la Pechea, chiar recent am scris, de un individ care a avut o relație pasageră cu o femeie măritată. Femeia respectivă l-a respins, iar individul a urmărit-o, i-a depus nenumărate plângeri la poliție și până să soluționeze ei acele plângeri, femeia a fost omorâtă. Deci chiar de mărțișor, individul de întâi martir, individul i-a dat un mărțișor, femeia l-a respins și el a luat un cuțit și a înjunghiat-o de nu știu câte ori. Și în instanță a spus, nu, recunosc fapta, dar nu o regret. Adică avem de-a face cu genul ăsta de personaj, iar dacă nu se intervine, polițiștii păi nu intervin... Păi și spui, o recunosc, dar nu regret, iar... atunci dai cu puțină privare. Păi ce dai cu puțină privare, că acolo e de închisoare privare. Pe viață este acolo, la un astfel de individ. Însă problema nu este că îi se aplică acum o pedeapsă, problema este că o astfel de faptă putea fi prevenită, pentru că femeia a depus nenumărate plângeri și nu s-a făcut nimic. Adică polițiștii au tratat așa chestia extrem de superficial, dacă l-ar fi luat cel puțin de câteva ori la secție, să-i atragă atenția, să-l amendeze, nu știu, să-i facă ceva, ori nu s-a făcut nimic. Genul ăsta de pasivitate, de superficialitate, cum să zic, dăunează tuturor. Acum da, au rămas doi copii. La mișto, au rămas mulți... doi copii fără mamă. E normal. Eu n-am să uit cazul, uite, parcă trăiesc în timp. Am un regres acum. O regresie, m-am dus să regres puțin cu o colegă de-a noastră, avocat Polixenia. Dacă ți-aduci aminte cazul avocate care a fost avocat și a fost omorâtă în Mazepa, da? Se întâmpla acum, cred că sunt peste 13 ani, 10-13 ani, tot așa, n-am să uit ziua cu două zile înainte, chiar eram cu Ivona, o colegă doamnă de-a noastră avocat, și chiar cu ea la o țigară, mă rog, pe vremea când mai fumam și eu, așa, și ne povestea despre soțul ei că este violent și că este frică, și că a amenințat-o că o va omorâ și fusese chiar și în audiență la Domnul Dumnezeu să-l țină în lumină și pe ea și pe fostul soț care a omorât-o și pe domnul procuror general Gâlcă și care a spus, lasă, nicio problemă, sperăm să nu se întâmplă nimic. Adică n-au luat-o în seamă. Ea era și o femeie frumoasă. Dar n-au luat-o frumoasă așa și vezi? Probabil trebuia să se ducă o milă sau cum trebuia să ducă, să spun, în momentul în care tu... Nu. În astfel de cazuri trebuie acționat preventiv. Ei, nu s-a acționat preventiv. Asta ce înseamnă? Păi nu s-a acționat. Trebuie că chemat la două individul zile, amendat, chiar la închis, două zile, arestat, dacă la... dă dovadă în continuare de violență. Dar noi vorbim povești. Nu, de ce? Uneori. Nu se întâmplă lucrul ăsta chiar dacă... Păi nu se întâmplă, dar asta nu înseamnă că sunt povești. Așa trebuie acționat. Așa? Faptul că nu se acționează așa e o mare problemă. Și a fost omorâtă, da? La ora 8 dimineața când m-am dus la instanță, da? Îți dai seama, toată lumea eram așa într-o tăcere și într-un șoc, pentru că era vis-a-vis de mine. Ce trebuie să se înțeleagă este că noi toți... Și-au rămas doi copii, ia să țin. Mă refer aici la comunitatea din Galați și nu numai, suntem o mare familie. Oamenii nu trebuie să renunțe la autoizolarea asta, adică, domnule, sunt eu, doar eu și interesele mele și atât. Dacă nu mă afectează pe mine, restul poate să se ducă undeva. Și să-și vadă de ale lor. Nu poți să gândești așa. Sau nu poți să gândești la nesfârșit așa. Deci trebuie să fii atent la ce se întâmplă.
Și mă refer acum nu numai la sistemul politic, dar și la chestiile civice, da? Ce țin de curățenia în oraș, da? Să te uiți dacă cineva aruncă o hârtie sau mai știu, aruncă o țigară sau mai știu ce faci. Și pornind până la tine, și ajungând, pe la tine pe și ajungând până la chestiile grave de genul ăsta, în care și vecinii, da? Și dacă ești vecin sau ești o cunoștință sau rudă cu astfel de persoană care este agresată de partenerul de viață, de ce-o fi el acolo, concubin sau soț, trebuie să acționezi și dacă vezi că ea de frică nu acționează, atunci să sunt tu la poliție. Pentru că dacă sunt și copii, atunci și copiii au de suferit. Ei pot să rămână cu traume și chiar rămân cu traume pe toată viața. Dacă nu se întâmplă ceva, Doamne ferește, cu mama, în sensul să o moare sau nu știu eu ce să-i facă, să o lase cu sechele, atunci copiii cu siguranță sunt traumatizați de tot ce văd acolo, de toate scandalurile, de toate violențele și prin urmare trebuie să acționezi. Nu mai poți să rămâi în pasivitate. Prin urmare, toți trebuie să acționăm. Repet, aceste femei de multe ori sunt speriate, ele nici nu știu să acționeze. Sunt centre speciale acum unde ele pot să se ducă și pentru o perioadă de câteva luni. Pot să stea cu copiii până își găsesc o nouă locuință și un nou job. Însă trebuie să acționeze comunitatea, pentru că astfel de indivizi, soții lor, partenerii de viață, de multe ori le urmăresc. Devin agresivi, se duc peste ele acolo în aceste centre, chiar dacă există pază. Adică, personal, eu îți recunosc sincer că nu înțeleg pe acești indivizi, pe aceste persoane. Nu înțeleg. În afară de un orgoliu nemăsurat și o dorință de a face rău, eu sincer nu văd altceva la aceste personaje. Care adică nu rău? Poți... Da. Mă refer la acești soți care sunt foarte agresivi și care... Dar nu crezi că au o problemă emoțională? Că ține au și una psihică, în special. Nu, nu de mai... inteligența emoțională și... Nu emoțional, ci psihică. Deci psihică. La ei e un program extrem de bolnav, un program mental extrem de defazat, în ce sens? În sensul că ei cred, consideră că odată ce s-au căsătorit, femeia și copiii le aparțin. Chiar sunt și cazuri și mai grave, dacă îți poți închipui, în care indivizii nu acționează asupra soției, ci asupra copiilor. Își omoară copiii în dorința de a-i face rău soției, care s-a despărțit și poate, nu știu, în ziua respectivă n-au reușit să ajungă la ea și să-i facă ei rău. Eu am scris de cazul de genul ăsta, la Brăila, cei drept nu aici la Galați. Deci iată unde poate aduce și genul ăsta. Și la asta voiam să mă refer la faptul că acești indivizi au nevoie de ajutor psihiatric până la urmă. Nu știu dacă psiholog mai are ce să mai facă cu ei, cum să-i mai ajute, pentru că eu acest program, conform căruia, în mintea lor se creează ideea că, dom'le, ei pot să-i facă femeii și copiilor tot ce vor. Nu, numai în capul lor bolnav este chestia asta. Și, cum să zic, genul ăsta de personaje trebuie izolate. În momentul în care vezi că acționează violent, ei trebuie scoși din societate, reținuți, arestați, dacă mai sunt în toate mințile, dacă nu, internați la psihiatrie și băgați sub tratament medical. Pentru că la noi se tratează genul ăsta de cazuri cu foarte mare superficialitate și ignoranță. Cu pasivitate. Da. Adică, dom'le, dacă văd că e vecinul de lângă mine, nu, eu sunt acum obosit, sunt cu sacoșele, nu mai mă retrag, de eventual dacă fac prea mare scandal sună la poliție și cam asta e gradul de implicare. Nu, dom'le, sună și spune-le că constant se întâmplă lucrul ăsta, sună la protecția copilului, dacă au copii mici și vezi, da, poate respectivii vin, fac o anchetă socială și scot, da, din mediul ăla toxic, din mediul ăla negativ. Adică lucrurile se pot face. Numai noi considerăm că nu se pot face lucruri. Spre exemplu, acum, după ce s-a modificat legea asta și acum li se permit soțiilor agresate, în special că, sincer, nu prea mă întâlnim bărbați agresați de soții, așa, deși legea e pentru toți, dar ideea este că mulți sau tratează părinții agresați inclusiv... de către copii mai la un... Da, și asta se întâmplă. Urât. În special persoanele de vârsta a treia, adică da. Când părinții au anumită vârstă. Voiam să spun că chiar și polițiștii tratează legea asta ca pe o chestie așa, că zice, da, dumneavoastră, noi îți dăm ordinul ăsta de protecție, acum și polițiștii au abilitatea asta, au puterea de a da un ordin de protecție. Da, pentru că mulți dintre ei... Dar faza care e că tu eliberezi acel ordin de protecție... Nu, ei eliberezi acel ordin de protecție care e valabil 5 zile până îl validează instanța, însă individul respectiv, cum să zic, tratează, hai să nu zic să nu folosesc acum un termen din ăsta, dar îl ignoră pur și simplu, cu sictir, adică da. Pentru ei ordinul ăla e ca și inexistent. Eu chiar am scris de un tip tot de la Brăila, s-au dat, cred că un ordin sau două de restricție împotriva lui și le-a încălcat de 27 de ori.
până când efectiv l-au reținut și mi se pare că l-au și arestat după aceea. Da, că la noi adică... e cam invers. La, la violență și la omor nu reții sau nu îl... Da, și în alte cazuri e liberat. Adică la, eu nu înțeleg, eu sincer, eu la chestii de astea de înșelăciune, evaziune, furturi... Dar depinde și de ce valoare. Adică când ai o evaziune de sute de mii de euro, îl arestezi. Confiscă-i, confiscă-i. Îl și arestezi, pentru că un pericol public individul respectiv. Eu cred așa, că ar trebui. Părerea mea. Eu așa consider că depinde și valoarea prejudiciului. Pentru că de aici derivă și pericolul social al unei astfel de persoane. Adică una este să devalizezi, spre exemplu, o firmă sau o instituție cu zeci, sute de mii de euro, poate milioane de euro, și alta este să nu-ți plătești, nu știu ce, taxe și impozite la stat de câteva... de câteva mii sau zeci de mii de lei. Nu e, e cu totul altceva. Da, deci un pericol corect. Social foarte mare. Da, așa este. Dar între astfel de infracțiuni, da? Te referi la cele cu violență? Da. Adică eu la o luare de mită sau dare de mită, mai degrabă aș înclina balanța așa? Spre o violență și omor să stea încarcerat decât așa ceva, da? Pune să muncească, reține 50% din salariu, că nu ne permite... Confiscă dacă are... Da, confiscă dacă are o vilă, lasă-i doar o garsonieră pentru că și el trebuie să trăiască, pentru că noi ne-am să născut să... Chirie. Noi ne-am născut să ne iubim între noi, vorbim și ca oameni, da? Nu să ne facem rău, pentru că așa ar trebui să gândim, da? Că nu luăm cu noi absolut nimic când plecăm în partea doar cealaltă, suflințe. Doar faptele bune pe care le-am făcut. Da, îți dau dreptate. Da, ce spirituală sunt la ora aceasta. Da, te repet, mai avem puțin că luni sunt rosaliile. Domnul s-a înălțat. Da, repet, cred că mulți de societatea în ansamblu ei ar avea mult de câștigat dacă noi toți am devenit puțin mai implicați, puțin mai conștienți, de, am deschide puțin mai mult ochii față de ce se întâmplă în jurul nostru. Asta ne-ar face și mai buni, da? Implicarea ar face și societatea în sine mai, bun, mai bună și, evident, și lumea în care trăim, orașul, țara, mult mai frumoase, mult mai deschise, da? Așa, bine, țara și este... să ne iubim mai mult și să ne binecuvântăm și să nu mai facem atâtea răutăți, să ne facem răutăți unii la alții. Dacă se poate, da. Dar și cu siguranță se poate. Și dacă, nu știu, eu întotdeauna am spus că ar trebui și la școală, și la liceu, la lecții de dirigenție sau să se mai predea, sau să se mai... Nu, să se introducă nu la lecții de dirigenție, ci să, să se introducă în țară, în școală... Codul bunelor maniere! Nu, în școală ore de civică. Ore dar de civică. Cred că am vorbit recent cu Olimpică, care a spus foarte bine... Olimpică de la CNVA, deci de la Colegiul Vasile Alexandrie, care mi-a spus un lucru extrem de, cum să zic, de bun și de sănătos, și anume faptul că ei au ajuns la vârsta la care au dreptul să voteze și nu știu cum și pe cine să voteze. Nu suntem ca în Caragiale, eu pe cine votez, da? Ca cetățeanul turmentat, însă acești adolescenți nu știu pe ce criterii să se bazeze, cum să privească, ce emisiuni, ce informații, cum să deceleze informațiile, deci corecte, reale, de cele de fake news. În așa fel încât să aibă o posibilitatea să opteze sănătos. Adică să spună, pe de altă parte, apropo de sistemul electoral, eu permanent le spun și o să continui să le spun celor din anturajul meu, că trebuie să te duci la vot. De ce? Pentru că mă spun, nu, domnule, că eu n-am cu cine să votez. Toți sunt niște tâmpiți, fură, nu știu. Nu e adevărat, în primul rând. Nu toți. Dar, repet, ei își imaginează că cei pe care îi votează sunt un soi de Dumnezei. Păi niciodată nu o să fie așa ceva. Nicăieri nu sunt Dumnezei în politică. Ceea ce poți face este să analizezi la modul sănătos, sănătos, conștient, ce ofertă ai pe piață, da, la momentul votului și să faci, nu neapărat să alegi răul cel mai mic, cum de multe ori se spune, ci să alegi o persoană cu care te identifici în bună măsură prin ceea ce spune, prin program, chiar prin atitudine, da, prin conduita ei. Prin atitudine, că prin program niciunul nu-și respectă programul. Da, până acum da, pot da, să spun că da. Da, și tineri au dreptate, am și eu, pentru că eu fiind iubind copiii, am așa, o relație foarte bună cu copiii apropiaților mei, apropiatelor mele, colegilor mele, cunoștințelor mele și chiar m-au întrebat și am spus ce vă spune conștiința și interiorul vostru. Întotdeauna să vă bazați în viață
pe ceea ce spune interiorul tău, ceea ce simți. Stai mai mult câteva ore în singurătate, așa le-am zis. Câteodată nici nu trebuie. A, așa, și pentru că vezi tu că nici analiștii politici nu mai sunt analiști politici. Păi nu sunt. Noi în perioada asta, stimați spectatori, am încercat să aduc în emisiuni, da, fiind și la Express TV și avocaților și încercând. Nu, pentru că nu mai avem analiștii politici corecți. Nu, sunt niște persoane care încearcă să manipuleze. Sunt exact. Plătiți, sunt plătiți, din păcate, de o parte sau de alta. Profesorii nu vin, n-au curaj, n-au, nu știu, înainte chiar... Păi, vezi, și tocmai de asta olimpica respectivă bine a spus, și anume faptul că ar trebui introduse în școli niște ore de civic. Parcă n-aud de televiziune, parcă îi mâncăm, da? Așa. Da, au și niște reținere care nu sunt... Da, nu e ok. Înseamnă că n-au curaj, nu au... Nu sunt în regulă și să spun și de ce. Oameni care nu sunt pentru asumați. Că iată cine iese în față. Ies toți cu călare, toți maneliștii, în general persoane fără valoare, fără cultură, fără educație, care așa consideră ei la mintea lor puțină pe care au, că au ei ceva de spus. Nu au ceva de spus, doar se dau în stambă. Iar persoanele cu adevărat valoroase sunt modeste. Eu am o vorbă. Bravo! Modestie pentru modești. Nu ieși, cum să zic, în public sau să mergi undeva să ieși în media din dorința de a epata, ci de a spune niște lucruri din expertiza ta, din experiența ta profesională. Acești oameni trebuie, din acest punct de vedere, să iasă în față și să spună lucruri. Da? Ori, pentru că altfel, iată, repet, ies alte personaje, personaje obscure, care n-au nimic de spus, care n-au niciun fel de expertiză. Dar ei vin acolo și spun, dincolo de râsul pe care îl stârnesc, însă dau, cum să zic, o imagine din asta de cancan la scena publică și tocmai de asta multă lume este scârbită, în general și de zona, de spațiu public și în special de politică. Dar lucrurile nu trebuie să stea așa. Repet, dacă persoanele sănătoase emoțional, care au o expertiză profesională, vin și se implică, atunci ele cu siguranță au ce să spună și cu siguranță le vor trimite în derizoriu pe acest gen de persoane care n-au nimic de spus. Da, pentru că și politicienii nu mai sunt politicieni. Da, mulți nu sunt politicieni. Așa, fug. Când aud că vrei să-i inviți în emisiune, n-au curajul să vină. Veniți, da, eu vă invit, mult. Uite, alături de mine, jurnalistul Valentin Trubaș, am curaj? N-au curaj. Deci am încercat pur și simplu. Și erau vremuri, acum câțiva ani, Valentin, când se rugau să vină, ții minte, da? Acum fug, pentru că nu mai, am constatat că cei care nu au curajul să vină, de fapt, ei se simt vinovați în interiorul lor. Îți spun, sunt scârbit până sunt la... Sunt fricoși. Sunt scârbit. N-au curaj să spună ce au făcut, ce n-au făcut. Sunt scârbit până aproape de vomă. Spune-mi și mie ce s-a întâmplat. Până aproape de vomă și nu folosesc des termenul ăsta, de anumite personaje care sunt numite în funcții publice la Galați, persoane care n-au făcut nimic. La nivel de județ, la nivel de prefectură. Nu că aș fi avut eu de suferit de pe urma lor sau că aș fi eu subiectiv. Ei, nu. Da, analizând obiectiv activitatea lor, nu au făcut nimic. Deci ei, în afară de faptul că au intrat în așa zisa politică, că ei nu fac politică, ei nu sunt politicieni, ci sunt doar niște parveniți. Da? Și în costume ei nu au nimic. Ei pur și simplu au fost parașutați în niște funcții publice din care manevrează lucrurile cum consideră ei, de cuvință, după cum îi duce capul. Asta este marea problemă, pentru că oamenii îi văd și spun, uite, domne, individul ăsta care n-are nicio treabă cu absolut nimic, nu știe să facă absolut nimic, este numit în funcția X, Y și așa mai departe. De ce să mă mai duc eu să votez? Ei bine, le spun eu acum că au de ce să se ducă și dacă nu vor să se ducă, în primul și în primul rând, pentru modul în care a fost modificat sistemul electoral. Eu multora le-am spus lucrul ăsta, nu-l știau, și anume faptul că dacă nu te duci să votezi, de fapt votezi. Cum? Prin faptul că prin absenteismul tău de la vot, prin redistribuire, așa e legea, așa au modificat-o, voturile tale se vor duce la partidele cele mai bine, care sunt cel mai bine clasate în urma votului. Și prin urmare, dacă tu nu votezi, spui, da, domnule, eu n-am cu cine să votez, sau pur și simplu te duci absolut degeaba și ți anulezi votul, ei bine, tu votezi, de fapt. Da? Tu votezi prin simplu fapt că voturile tale prin redistribuire se duc la aceste partide. Și ei încurajează lucrul ăsta, spun, a, nu ești hotărât? Foarte bine, stai acasă, că votul tău vine la noi. A, consider că nu ai cu cine să votezi? Foarte bine, stai acasă. Ei abia așteaptă. Sunt partide care sunt antivot. Adică partide cărora prezența scăzută la vot le face foarte bine. Pentru că ei cresc în felul ăsta. Ei au un anumit aparat de partid
și pe care îl mobilizează la fiecare scrutin electoral și care le aduce un anumit număr de voturi și restul completează cu cei care nu vin la vot. Deci dacă doar lucrul ăsta îl rețin, eu cred că foarte mulți vor participa la vot. Decât să considere, repet, adică să spună, nu, domnule, nu mă duc la vot că n-am cu cine să votez, ca după aceea votul lor să fie redistribuit către aceste formațiuni politice care iată unde au dus țara după 30 de ani. Felicitări! Așa este, dar să sperăm și noi binecuvântăm tot timpul, pentru că ceea ce nu înțeleg mulți, că ceea ce îți dai, îți dai ție. Ceea ce culege, ceea ce semenea aia culege. Poate că ești 4 ani rege, dar apoi, sau 8 ani, dar apoi vei fi nimic. Da, dar problema este că dacă ar fi la ei în casă, în apartament, să facă ceea ce vor, e una. Problema este că ei conduc o țară, manageriază fonduri uriașe. Ori, din punctul ăsta de vedere, nu ai cum să-i lași atâta timp. Sunt unii care consideră în mintea lor bolnavă că, domne, merită să rămână la putere forever, adică pentru totdeauna, nu pentru 4-8 ani, cum zici tu. Și au manipulat, au modificat sistemul electoral în așa fel încât să poată să o facă. Prin urmare, depinde doar de noi să-i dăm jos de acolo, să-i înlăturăm. Sunt foarte mulți dintre noi care, repet, au această vedere, această atitudine pesimistă. Nu, domnule, că dacă îi dăm jos, păi ăștia vin alții ca ei. Serios? De unde știi tu că vin alții ca ei? Dovada ultimele alegeri, iată cine a venit. Sunt oameni noi, oameni cu expertiză, da, din zone de aiurea, deci ingineri, avocați, sunt tineri. Da, bine, da? Eu chestia asta întotdeauna consider că cine face politică, din punctul meu de vedere, ca avocat, nu stăpânește bine materia sa, da? Jobul, specialitatea sa. Vreau și eu să văd un coleg de-al meu care este strong, forță, și să facă politică. N-am văzut. Tot ăștia care sunt. Da, cei care de regulă... despre colegi mai de bine, dar cam așa stau lucrurile. Da, care sunt un soi de paria. Pentru că n-ai timp, pur și simplu când ești avocat, să faci și politică. Eu de-abia vin să fac o oră cu voi două, seara. Sunt persoane care în profesiile lor sunt nulități, sunt văzuți ca nulități, sunt aproape zero. Și atunci spun, ok, hai să intru în politică. Și din acea perspectivă, din acea poziție, încep să modifice lucrurile. Da, eu am colegi de ale mele care n-au nicio treabă cu avocatul. Nu s-au băgat nici, nu știu, în politică. Când m-am dus la o ședință, nu știam să citească de pe foaie. Chiar eram avem cu colegi de presă, eram cu voi. Și spuneau, uite ce fel, nici măcar nu știe să citească. Am avut miniștri care aveau fracturi de logică, care nu știau să lege două vorbe. Am și care au fost plantați acolo. Bun, am băgat-o sub semnul, ca să vorbesc așa între noi, da? Știi cum eram noi atunci, cei de la presă puși, la o ședință de genul acesta, la niște alegeri, am spus, are emoții. Mamă, Bia, las-mă, dacă și un avocat mai are emoții când citește. Ai emoții odată, da? De fiecare dată? În fine, dar să trecem la lucruri frumoase, să trecem la lucruri despre iubire, să vorbim despre vibrația iubirii. A venit vara și vara întotdeauna soarele ne... Și iarna vibrația e la fel. Iarna tot timpul. Dar zic vara, soarele, adică să profităm de soarele acesta, tot timpul să ne încălzească. Inimile și, în special. Da, inimile. Și să profităm chiar și de ploaie. Pentru că toată lumea, când băi, vine ploaie și ce? Eu sunt fericită în afară că îmi strică părul asta, mă nebunește, tu știi foarte bine. Așa. Doamne, se gândesc că pentru că mi-l face creț și asta este, dar sunt fericită. Chiar zilele trecute când a venit ploaie, am ieșit cu iernes, ne-am mutat, după aia ne-am schimbat, așa s-o face și voi, ne-am simțit foarte fericiți. Nu? Pentru că ploaia te curăță. Da. Și tu poți să spui lucrul ăsta, că ai învățat. Și... ai fost în tabere spirituale, povestește-ne cum este, cum te-ai simțit, pentru că tu, pe zi ce trece, sufletul tău se vede foarte așa, emană foarte multă iubire și bunătate. Păi, sper să o facă, pentru că așa și simt că generez. Da, le recomand tuturor să se îndrepte un pic către interiorul lor, către sufletel. Mai ales, pentru că te simți așa de bine, știi, da. De asta spun, sunt momente în viață care atunci când vin și noi credem că a venit furtuna, de fapt,
să știți, când vi se întâmplă un lucru rău, așa care voi credeți ca un, fiind un lucru rău, de fapt, să nu mai credeți ca fiind un lucru rău, să-l credeți ca fiind un lucru foarte bun. Da, și pe chestia asta, sincer, întotdeauna am să am o veșnică recunoștință, în primul rând mamei mele, pentru că m-a crescut și m-a creionat să am bun simț și educație. E mult lucru, da. Mai ales în societatea de azi. Și, în primul rând, învățătoarele mele, domnișoara Manea, care eu fiind stângaci, nu m-a lăsat, dar copilul meu e stângaci și l-am lăsat, și mama mai era stângaci, dar eu scriu cu dreapta, știi? Dar toate le fac tot cu stânga. Și profesorilor mei, care m-au învățat să fiu politicoasă și să am caracter. Dar, în același timp, uite, îți mulțumesc ție, în primul rând, Valentin, pentru că mi-ai fost alături, pentru că vin Rosale și trebuie să avem o chestie de recunoștință. Duhovnicilor mei, uite, lui Tibi Chirinuță, da? Un preot paroh foarte bun, lui Stelian Chivu, care e la sufletelul nostru, fratele, da? Lui Cătălin Egoiță, îți mulțumesc, da? Foarte mult și lui Gabi Chifu și tuturor, bine, nu mai spun lui Aluna Radu, uite, ne scrie, foarte frumos, chiar și prietenei noastre de suflet și a mele, lui Flori. O să mergem săptămâna viitoare la București, că avem noi niște, și o să stăm încazați la hotelul Răzvan sau la altă, sau o să mergem la ei, la Olimp, la Majestic, o să te invităm și pe tine. În primul rând, și avem foarte mulți oameni care ne sunt alături și ne conștientizează că în viața asta trebuie să stăm într-o bunătate și într-o... Pe cât putem, da, e bine liniște. Să o facem. Tu te-ai schimbat foarte mult și tu. Am lucrat la asta și continu să o fac pentru că e un proces, cum să zic, permanent. Ca să continui ceea ce îți spuneam, le recomand tuturor, în special pesimiștilor, celor care spun că nu există suflet, să se îndrepte un pic și să stea cu ei înșiși și să se analizeze un pic și să vadă de unde vine toată furia aia pe care o au și toate impulsurile alea, uite, care i-au determinat și pe cei doi elevi de la seminarul teologic. Da, să facă nu știu ce a fost, în ce s-a întâmplat, nu, a fost, pentru că la seminară sunt foarte multe restricții, eu nu știu cum au putut lua. S-a lăsat pradă emoțiilor. Sunt, sigur, copii deștepți, dar ceva, nu știu, ceva s-a întâmplat. Asta, dar îți dai seama ce o fi în sufletul părinților acestor copii, pentru că în astfel de momente, tu ca părinte, între timp, trebuie să susții copilul, pentru că se bate o luptă între răul pe care l-a făcut copilul tău, voit sau nevoit, în acel moment, și spiritul de părinte care trebuie să-l apere orice ar fi, să-i fie alături, pentru că tu l-ai creionat, pentru că așa mi se pare corect. Da, dar gândește că un om a murit, deci copiii lui ce trăiesc acum? Evident că părinții trebuie să gândească, mă refer la părinții copiilor, să gândesc la așa, dar ei trebuie să gândească și la ce ar fi putut să facă, la asta trebuie să gândească, în așa fel încât să evite un astfel de incident. Tu crezi că părinții acestor copii nu le-a spus să fie smeriți? Nu, nu judecăm pe nimeni, doar nu zic așa, să fie smeriți, să fie educați. Eu cred că da, sau gândește că la noi la seminar, în Galați, are un seminar cu oameni și preoți, profesori foarte corești și poate mai severi. Îți spun un lucru, deci și câteodată, dincolo de orice educație, deci sunt părinți foarte buni care i-au educat foarte bine pe copiilor, dar copiii, dincolo de această educație, până la urmă, deciziile propriilor, vis-a-vis de propriile acțiuni, le aparțin. Adică dar poate așa le-a fost scris în stele. Nu, asta e, nu. Asta în destin. Știi cum e? Că nimic nu-i... Dar ce vorbim de karmă? Ții minte că la seminar, la Stelian, la karmă, da, că uneori anumite... Când îl întrebam eu pe Stelian, de ce mi se întâmplă mie, nu știu ce lucruri. E karmă. Da, aici e o acțiune premeditată, nu e o simplă acțiune. Adică ei l-au urmărit pe omul, l-au lovit de nenumărate ori. Puteau să se oprească, înțelegi? Oricum, la asta mă refer, nu e clar că au ceva cu piticul, nu crezi? Nu neapărat. Repet, ei s-au lăsat pradă furie de moment, care i-a dus în furia aia pe moment.
De asta spun, părinții de multe ori, sau mă rog, în multe cazuri nu pot fi judecați. Pentru dar că nici nu-i judecăm, le pentru că părinților... Le dau educație, însă finalmente decizia vis-a-vis de propriile acțiuni aparține copiilor, aparține adolescenților, da, tinerilor. Ei pot să-și bată joc de această educație, să o ignore, sau pot să țină cont de ea, mai ales în momente de genul ăsta dificil. Tu ești de acord ca un părinte să fie violent cu copilul său? Nu, violența sau? Nu rezolvă nimic. Pe asta spun și eu, pentru că eu nu sunt de acord. S-a dovedit de atâtea ori. Mai ales că violența duce la violență. Copiii vor învăța din faptul că părinții lor sunt violenți și vor aplica același lucru și propriilor copii. Și, și atunci ce facem? Perpetuăm violența asta generație de generație? Perfect! Uite, eu te dau pe, mă dau pe mine. Eu n-am mâncat bătaie niciodată de la părinții mei, sincer, da? Mă bucur. Că și mama mea chiar nu. Nu, bă, dacă mă certa, mă lua așa de mână. Așa, știi? Am înțeles, te zbuce un pic. Ce-ai făcut, știi, de exemplu, așa, nu știu, dar nu prea, că eu eram cu mințic așa de felul meu, nu ieșeam afară, nu, eram cu școală, îmi plăcea să citesc, adică, bine, noi aveam și alte vremuri. Și ca fată, eu oricum sunt liniștită așa de felul meu. Eu par așa, pentru că vestimentați, dar eu sunt liniștită, mie îmi place să stau în casă, când sâmbătă și duminica, cașca mea, eu doar mă duc la o petrecere, la o nuntă, la o... cu metrie, că, na, o onomastică, bine, dar nu merg la cluburi, știi? Nu, mă obosesc. Chiar vreau să-l duc pe ierne, să ai mamă să... Da, crescu să vadă și el că urmează ziua lui și la viitoare și trebuie să... O să-i lucrăi și pe tine, da? Face 12 ani șor și chiar i-am spus, Ernest, vreau să-ți faci ziua în direct, vrei? Așa? Nu, al meu nu seamănă așa cu mine. El pare, dar băieții sunt mai emotivi. Chiar dacă pare el mai jucăuș. Câteodată mai retragi? Îți dai seama. Și eu, de exemplu, nu sunt de acord. Eu ridic tonul la Ernest, dar nu sunt de acord să-l bat, pentru că e bucățica mea. Eu l-am ținut în burtică, eu m-am chinuit cu el. Da, dar nu e ok, nu e sănătos. Adică bătaia deci o violență în așa altă violență. De educare. Și nici nu știu cum s-a terminat emisiunea. S-a terminat și vacanța. Cum să se termine abia început? De-o dragă, vacanța noastră urmează și noi am avut o vacanță, okay. Nu vacanța elevilor, dar vacanța elevilor okay. De-abia a început, o altă vacanță noastră, știi? Că și noi am avut o vacanță, nici nu știm când s-a terminat emisiunea și noi urmează să intrăm iar la Stelian zilele următoare, pentru că s-a terminat vacanța la Stelian. Ok, okay. Asta am vrut să spun, spiritual, pentru că noi bine suntem... Bine că ne-ai precizat, Beatrice. Da, pentru că noi suntem și oameni care mergem la... zone de spiritualitate și s-a terminat vacanța lui Stelian și bineînțeles că s-a terminat și vacanța noastră și urmează să intrăm și noi la meditații. La revedere, o seară minunată. La revedere. Și îți mulțumesc că ai venit.